Tadam! Doamnelor și domnilor, într-un episod excepțional, filmat în una dintre cele mai bogate localități din România, adică Znagov, nu vă prezentăm o mașină pentru bogați, dar vă prezentăm o mașină care te poate face bogat. Pentru că este o mașină de muncă. Și numai cine nu muncește, nu câștigă. Cătă, ce avem aici? Avem o mașină destinată antreprenorilor. Un Amarok Life, o variantă aproape de bază, cu ceva opționale. Sunt suficient de multe opționale. Dar să știi că pe partea asta, dacă te gândești să cumperi o auto-utilitară din asta de muncă, și eu aș cumpăra de bază, varianta de bază. Adică mă gândesc să o iau ca să muncesc. La fel muncește și aia cu dotări și aia fără dotări. Corect. La fel, capacitatea de încărcare și de transport e aceeași, bănuiesc? Da. Sistemul de tracțiune e similar. E similar. Mai ales dacă o dai și pe mâna angajaților, care o spală cum am spălat-o noi astăzi, la cea mai proastă spălătorie care am văzut-o vreodată. Deși să știi că mașinii astea îi stă bine murdara. Exact. Nu văd de ce ai ține-o curată. De ce ai ține-o curată. Și să nu intre rugina în ea. E bine să o speli rar. Evident, știți bine că la baza acestor mașini este parteneriatul dintre Ford și Volkswagen. Noul Amarok este de fapt Fordul Ranger, pe care vom găsi multe elemente comune, sau cred că toate elementele comune, exceptând cele de logo și de design în interior și așa mai departe. Dar ce văd pe această mașină sunt niște anvelope despre care doar știam că există. Nu le-am văzut niciodată în realitate. Sunt al unui producător de renume, Goodyear. Dar unde este acel scris cu HT? Pentru că eu l-am văzut undeva și aici nu-l văd. Scrie aici. Exact. În lumea anvelopelor de teren, MT, AT, HT. Aceste HT-uri sunt, se pare, niște AT-uri optimizate pentru foarte mult mers pe șosea. Sau ce atâta știu eu despre high terrain sau, mă rog, eu le-aș zice all season, Mihai. Păi nu, atenție, majoritatea AT-urilor sunt all season. Pentru că vor avea pe ele și... Să știi că ăsta n-au fulgul. N-au fulgul, exact, n-au vârful de munte, dar au M plus S-ul. Dar HT-ul ăsta e o chestie interesantă la care, sincer, nu mă pricep suficient, nu, nici n-am studiat prea mult. Dar e o tehnologie aparte în producția de anvelope și nu au foarte mulți producători. Dar în rest, mie îmi plac pick-up-urile. Totuși, vorbim de Goodyear, care știe să facă anvelope pentru mașini de genul ăsta. Da. Iar mie personal mi-a plăcut și îmi plac pick-up-urile. Chiar am vrut să-mi cumpăr, dar mi-am dat seama că n-am unde să-l parchez. Nu-mi intră nici în curte, nici în garaj. Și nu, pentru stilul meu de viață nu o folosesc, decât să transport, să prim niște câini. Care chiar n-au nevoie de atât de mult spațiu ca să fie plimbați pe niște distanțe. E o mașină foarte lungă, 5,25 m. Să-i plimbi prin oraș totuși și să-i parchezi. Dar locul e în șantier. Dacă stai undeva unde... Dacă stai la munte, dacă stai la, într-o zonă unde mergi foarte mult pe drumuri proaste, asta e alegerea ideală. Că este mai ieftină față de variantele mai scumpe care vin cu cutie automată sau motoare V6. Asta e manuală? Aha, mi-ai făcut o surpriză chiar. Este o variantă cu motor de 2 litri diesel, 170 de cai sau 125 de kW. O singură turbină. Un cuplu foarte bun, nu știu cum a reușit Ford să scoată 405 Nm din acest motor. Impresionant. Da. Consumul e ok. Să știi că dacă mergi cu ea... Dacă mergi cu ea în limitele legale, mașina asta consumă foarte bine. Eu merg cu ea de câteva mii de kilometri. Și pot să zic că am avut consumuri și de 6-7% dacă nu folosești autostrada. Ia să vedem unde se... Uite, vezi ce înseamnă să deschizi capota? Volkswagen. Bine, Ford. Ford.
E un Ford, să știi, un Ford revizuit. E un parteneriat între Volkswagen și Ford și mașina asta are niște, îndeplinește niște cerințe ale lui Volkswagen. Eu îi urmăresc pe niște australieni care sunt specialiști în pick-up-uri și care și le, și le dezvoltă și le upgradează. Au fost acum cu ele în America, Australia, Noua Zeelandă, toate insulele pe acolo, off-road-uri adevărați. Și ei fiecare an fac un test, primesc mașini noi de la majoritatea producătorilor și le testează. Anul ăsta, ghici de care au rămas impresionați. De Ford? Amarok? De Amarok. Da, probabil că era varianta panamericană care are niște modificări pe partea de suspensie, e mai rafinat pe interior. Dar totuși să te duci acasă la niște pasionați de off-road, care Toyota e, Toyota e Nissan și Isuzu de Max sunt în sufletul lor, cum l-am eu pe W aici, și să faci impresie și au apreciat cel mai mult confortul și puterea. Exact ceea ce alți producători. Să știi că pe Ranger, varianta anterioară, nu exista motorul V6. Volkswagen a cerut acest motor și Ford s-a mulat pe cerința lui Volkswagen. Dar uite o chestie, e un compartiment motor foarte desfăcut. Aici poți să... că pick-up-urile se presupune că le voi folosi oriunde în lume, în orice fel de zonă. Foarte ușor deservisat. Din nou, capacitate de trecere foarte mare pentru vadul de apă, peste un metru, care 90-95 cm, ceea ce e impresionant. Să știi fără că snorkel, fără adaptări. Comparativ cu vechiul Amarok, care avea 500, 50 de cm. Ăla era ca Touaregul. Ăla era mașină de stradă mai mult. Asta e chestia care cumva le-a tras în jos în trecut. Că zici, domnule, cum de ăia fac un metru și voi faceți doar o jumătate de metru? Puteai să remediezi problema cu un snorkel, nu era asta chiar un capăt de țară. Că nu tot timpul intri prin vad de apă la 500 de, la 50 de centimetri. În rest, mie îmi place. Mie îmi place, ce să zic. Să știi că mi-a fost puțin peste mână o perioadă când am luat-o în utilizare. Că nu e oarecum mai spartană, e mai utilaj. Îți transmite vibrațiile, se aude cardanul. E comparativ cu V6-le automat, care e mult mai rafinat. Ce să zic? Dar dacă o folosești pe șantier, părerea mea că asta e varianta cea mai bună. Vezi că exact pentru mediul ăsta de muncă, consumul ăla un pic mai scăzut. Revizia un pic mai ieftină. Da. Contează, când tragi linie. Plus că ai cutie manuală. La V6 nu o să primești cutie manuală, iar cutia manuală pentru mulți e importantă. Da, ca pentru mine, de exemplu. Da. Și vorbim și de alt preț. Adică asta e la același preț cu Ford, nu e nicio diferență între ele la preț. Da. Totuși, ea pare mare pe exterior, dar dacă te apropii așa în detalii și uite, desfaci bena și te uiți, chiar e o mașină mare cu, în care se vede clar că poți pune mult. Păi da, poți să pui 2 euro paleți aici, iar ăsta chiar ține, fără probleme. Că avem multe chestii pe ceva. Cam puteți să vă dați seama, după dimensiunea gecii mele, a cutiei, a dozei de suc și a bățului Insta 360, cam cât spațiu e în ea cu scaunul reglat pentru statura lui Cătălin. Foarte interesant e sistemul ăsta de deschidere a ușilor din interior. În rest, clar, mașină de muncă. Nu e un plastic. Ce zic, un plastic decent, care clar se va murdări și clar trebuie să fie curățat, să poate fi curățat ușor. Trebuie să reziste la zgârieturi și dacă o să apară, nu te deranjează, că e o mașină de muncă, asta e. Ai luat-o să muncești, nu să te plimbi cu ea. Dar te poți și plimba cu ea. Eu am filmat un Ranger de curând și nu stă aceleași scaune, să știi. Într-adevăr. Diferă puțin profilul lateral aici. Asta zic, astea sunt scaunele lui Volkswagen, dacă le recunoști așa, dintr-o mie. Mă rog. Deși ele sunt fabricate de Ford, că se vede după sistemele de rabatare, de înclinație. Aici cât costă o mașină din asta, chiar? Cât costă cea mai ieftină? Păi mașina asta ar trebui să fie undeva, depinde că acum cred că au și, sunt campanii. Dar chiar la auto-utilitare de asta există programa Rabla? Nu. Nu? Nu, că nu se încadrează la norma de CO2. Pragul de CO2 e la 150 de grame. Iar mașinile de genul ăsta cu siguranță nu se încadrează. Păi, dar nu e corect, pentru că
sunt foarte multe firme care au nevoie de... Au mașini vechi și vor să-și cumpere mașini noi. Aici ar trebui umblat. Că păi, programul Rabla ar trebui să... Asta înseamnă Rabla, scap de o Rablă și iau o mașină nouă. Când a ajutat statul român firmele? Hai să fim serioși. În 2024. Prin taxe și impozite. Așa i-a ajutat. Da. I-a ajutat să nu mai fie. Pe mulți. Hai să o plimbăm. Că mie mi-a plăcut și cealaltă. Și sigur îmi va plăcea și asta. Pentru că sunt așa bărbătești cumva. Sunt mașini spartane, într-adevăr. Nu avea avea confortul din Touareg. Dar nici nu costă cât Touareg. Nici nu vrea să fie ca Touareg. Nici nu vrea să fie ca Touareg. Nu are nevoie să fie ca Touareg. Hai la plimbare. 3, 2, 1 și suntem la bordul virtual. Care arată spectaculos. Eu încă nu mi-am pus centura, o să mi-o pun și eu imediat. Și, uitați-vă aici, cifrele de consum. De în jos, ia stai așa că îți arăt eu imediat. Trip 2. 9,2, să vedem. Pe ultimii 2000 de kilometri, da? Și crede-mă că asta vede zilnic autostradă. Deci kilometrii ăștia a făcut pe autostradă și mixt. Resetează unul, dai pe unul înapoi să-i dăm un reset. Ce vreau să-ți arăt foarte tare la mașina asta. Să vezi ce turometru are. Eco Coach. Uite aici, ăsta e turometru. Bă, interesant. Până nu vezi, e un bord altfel. Adică, cred că oricum bordul ăsta e unic pe modelele Volkswagen, nu e decât pe asta. Volanul e familiar, îl recunosc. Ăstea nu sunt de Volkswagen. Da, ăsta nu e de Volkswagen. Unii zic că multimedia de la Volkswagen e slab, dar cred că nu știu ce înseamnă alte mărci. Dar există și mai simplă fără din asta? Cu stereo simplu, ca să o fac simplu? Păi asta e cea mai simplă, are câteva dotări de... Nu, dar fără ecran nu există. Nu, asta e versiunea de bază. Are, nici măcar n-are climatronic. Uitați-vă ce spațiu am. Bine, ăsta e aer, un fel de aer condiționat bizar. E un aer condiționat semi-automat. Da, că n-are funcție de auto. Dai de aici ventilație. Ventilația, de aici dai grade. Temperatura, scaunele încălzite. Bă, nu, dar să știi că nu stai rău în ea. Nu stai deloc rău. De aici start-stop-ul, ia să-l dezactivăm. Da, dacă ar și răspunde cum vreau eu, dar nu, da? E un pic mai spartan la... Modul care sunt... 2x2, 2x4, 4x4... Ce n-are mașina asta... N-are diferențial blocant pe spate, care e opțională. Cine a configurat-o nu știe ce înseamnă un pick-up. Sper să vadă și el ce spun acum. Da, dar uite, camera pe marșarie, senzori. Are ceva dotări. Uite, foarte manevrabilă, vezi că am întors-o. Dintr-o mișcare. Două, de fapt. Ia uite, bun. Deci o mașină foarte lungă. Asta o închisă și? Da. Bravo, Volkswagen. Însă, sincer, chiar ai nevoie la un pick-up, ai nevoie de butoane. Părerea mea, ai nevoie de butoane. Pentru că, păi, ești în șantier, ești în pădure, ești cu ochii după muncă. Nu poți să stai să cauți pe aici unde o fi aia, unde o fi aia, cum se dă mai tare, cum se dă mai încet. Mă rog. Da, asta e mașină de adevărat, de acât. Ia uite pe aici, prin toapele ăștia chiar... Stai să scot astea de pe aici, că fac zgomot și... zice lumea că după aia... Nu face niciun zgomot. Uite aici ceva ce îmi place mie foarte mult, suportul de ochelari. Aici avem niște butoane auxiliare pe care putem să punem rampă de proiectoare, troliu, macara, diverse accesorii. Am înțeles. Sunt multe lucruri care îmi plac la mașina asta, comparativ cu vechiul Amarok, că la ăla pot să mă raportez. Sunt și multe care nu-mi plac, dar asta e. Prețul? Prețul, da. Prețul, ce să mai zic de preț? Că... Cât costă? Asta. Păi mașina asta... E undeva la 32.000 plus TV. Ceea ce nu e mult pentru o mașină de 2,2 tone. Cam 2,3 tone. Full. Bine, asta nu e full. Da, scuze-mă. Păi, dar totuși avem App Connect Wireless, păi avem senzori, avem cameră, scaune încălzite. Faci, ce faci și cu un SUV și mai multe decât ce faci cu un SUV. Avem pilot adaptiv, avem senzori de ploaie, avem faruri LED, adică ce-ți mai trebuie la un pick-up? Și chiar merge bine. Bă, prea bine chiar.
Dă-i cu ea prin gropi. Care gropi? Nici nu simte. Păi, exact. Știi că undeva și parteneriatele astea nu sunt rele. Știi? Dar bine, e un pic nu că un pic exagerat. Parcă ar fi trebuit să fie un pic mai dat într-o idee din asta de identitate de marcă. Știi, bă, a voastră e așa, a noastră e așa. Mihai, Volkswagen nu are tradiție. Pe pick-up-uri modelul anterior s-a vândut destul de slab. Deși după ce au făcut facelift și i-au pus motorul V6, cifrele au crescut, cifrele de vânzări. Cătă ce să zic. Eu cred că e un experiment în care Volkswagen zice putem să facem și pe asta. Da, dar gândește-te că ei s-au asociat cu Ford, care e un producător tradițional de pick-up-uri. Adică cu cine să te asociezi? Ford face pick-up-uri în piața nord-americană și să ne înțelegem, are F-150-ul care e cel mai vândut. Știu. Deci are tot ce-i trebuie. Dar să zic că nu e o mașină rea deloc. Îmi place că stai sus, ai oglinzi mare, ai vizibilitatea asta, mașina asta e odihnitoare la drum lung. Într-adevăr, nu e foarte puternică pentru gabaritul ei și s-ar putea că la încărcătură să simți, adică să nu fie foarte rapidă, dar din nou nu trebuie să faci depășiri cu pick-up-ul și așa mai departe. Dar tank. Și să știi că e destul de stabilă pentru garda la sol. Are o gardă la sol destul de ridicată. Și am mers cu ea toată iarna. Nu am avut probleme, să zici, de stabilitate, să îi fugă spatele, să fie incontrolabilă. Nu, a fost chiar ok, decentă. Și anvelopele nu sunt strălucite. Anvelopele astea sunt, cred că, un fel de compromis, cumva, pentru că, crezi, ei vând mașina asta pe toate continentele, pe toate tipurile de climă. Am văzut niște canadieni, erau foarte încântați de HT-urile astea, dar nu am stat să le urmăresc așa prea mult de ce spuneau despre ele și așa mai departe. Eu însă pot să spun ca posesor de, și utilizator de AT-uri, pentru clima din România, sunt bune, dar mai puțin vara când este foarte cald afară. Când este foarte cald afară și mergi pe asfalt, nu. Dar sunt un compromis pentru drumuri de câmp, drumuri de piatră, șantiere, chestii astea. La Nămol, clar, se știe, nu există decât MT-ul. La nisip, cam același lucru, dar bineînțeles, ține foarte mult și de capacitatea, abilitatea șoferului, de jonglatul cu presiunea. Pentru că și la o mașină ca asta, se jonglează cu presiunea la... în funcție de ce transport, de pe ce drumuri mergi și așa mai departe. Noi acum nu știm ce, dar parcă ne arată pe aici ce presiune are în roți. Nu. Nu? Ba asta da. Nu. Uite, ne arată doar în clinometru și cum transmite tracțiunea. Am înțeles. Engine information. Oil life. Bă, ce tare chestia asta. Mers în gol 48 de ore, idle hours. Asta ceva în trafic. Nivelul de ulei. Off-road. Și ne întoarce aici înapoi. Care? Calm. Ce-i asta? Calm. Calm. Ford. Calm. Oil life. Setări, telefon, audio. Turometru. Mișto. Acolo în față unde trebuie să facem stânga, nu pe drumul de pădure. Da, zic eu. Solidă, bă, Cătăl, nu e rea, să știi, adică... Să știi că m-am obișnuit și cu ea și a început să-mi placă. Bine, de-abia aștept chediu înapoi. Mi-am comandat mașina de firmă și încă nu mi-a venit. E... prea mare, e prea mare pentru nevoile mele. E plimb o masă foarte mare. Da, dacă nu car des chestii voluminoase, așa și n-ai, ai ce face cu ea, dar... Asta e o mașină de muncă, nu e o mașină de plimbare. Mie nu-mi place să mă plimb cu ea. Bă, să știi că nu e. Ai putea să luăm o dată una să facem un traseu pe munte, pe undeva, pe la noi, prin Gorj, Oltenia? Cum să nu? Păi mi-au Panamericana. Săptămâna viitoare. Când vii, exact. Să fac mai frumos afară, luăm și pe Sorin cu a lui. Știi ce se întâmplă? Asta trebuie luată pentru treabă. A, clar.
Îmi place perspectiva, vezi de sus, treci peste gropi. Dacă vrei să treci prin șanțul ăsta, n-ai nicio problemă, crede-mă. Treci peste rondul ăsta, orice poți să faci. Dacă dai într-un spring. Dacă, Doamne ferește. Doamne ferește. E o mașină care nu simte denivelările, nu știu. E făcută să meargă peste gropi. Și tu știi că e manevrabil așa un pic. Da, 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 aici, e o mașină aici bună. Se vede un pic reglajul de Volkswagen, știi? Se conduce ușor, adică cred că merge și o doamnă, și o femeie poate să meargă cu ea. Sper să aibă succes cu ea. Aici, la stânga, în curba asta. Da. Am învățat la gol, ce să... Dar pe partea cealaltă mai e ceva mai spectaculos, așa? E vreun loc undeva unde e deschis la lac să se poată filma parcare pe malul lacului, ceva? Găsim, am undeva. Ia să ne gândim și pe să mai schimbăm pe viitor, așa, știi? Pam, pam. Să știi că e în elementul ei aici, mașina. Da. Eu aș da un 4H. Da, hai să facem o chestie de genul. Dar văd că e uscat. Poți să o dai din mers, nu are e nicio problemă. Prin pădure. Arunca cetățenii ceva cu noi pe aici, da. Nu vreau să filmez, că e urât. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi. Oameni sălbatici. Ia uitați-vă ce au aruncat aici. Într-o localitate de top a României, care se presupune că are un sistem de camere stradal, care se știe cine pe unde vine și așa mai departe, mă rog. Of, o tot ardem cu CO2-ul ăsta de vorbire de el și de gunoaiele astea din natură, nu zice nimeni nimic. Da, mă rog. Cine ce să zic? Sper să nu avem probleme cu stabilizarea, că nu mai hârtoape pe aici. No, iPhone-ul e top, cătă. Și la întoarcere vom folosi un pic bățul magic. Te urci tu la volan atunci, da? Ca să scoți o bățul pe geam. Că ultima dată când am filmat pe aici am întâlnit o căprioară. Ia să vedem. O să întâlnim din nou. Bă, dar chiar merge perfect. Oricum sunt roțile umflate la presiune de stradă. Dar merge bine. Da, asta e o set, e o mașină ok pentru genul ăsta de activitate. Îmi place foarte mult. Să știi că ies ocazional pe aici, pe zonă și îmi place foarte mult. Dacă vrei, putem să schimbăm traseu. Să mergem în dreapta. Am să uită pe unde, să luăm și pe aici. Aici e la mine acasă și cunosc bine. Să atacăm în viteză niște drumuri de pădure. Oricum, mașina asta e grozavă. Poți să o alergi cât vrei de tare. Zic. Ține foarte mult de abilitățile tale de șofer și de cât de mult vrei să abuzezi de ea. La o exploatare normală, mașina asta te duce pe orice drum în siguranță și cu ce ai tu de transportat fără probleme. O să mă oprim puțin. Poți să bași ce vrei tu, să iar faci ce vrei pe aici. Nu mai spălăm nimic, o lăsăm așa că îi place murdarea. Elementul e aici. Uite, fii atent, am picioarele pe podea, observi? Merge din cuplu. Asta e o mașină de calitate. Uite, merge, ea merge singură. Dacă-l pe dreapta. Da. Și acolo să vedem. E dificilă, aici, dar e ușor. O faci, o faci pe aici. Fă pe aici așa. Pe aici? Fă așa. Așa, da. Ia să ridic scaunul. Fă-o, fă-o, că merge. Bine, de un pic up totuși, nu? Bagă-te în dreapta, Mihai. Ia uite ce avem în față. Cetățeni la plimbare prin pădure. Face un balans plăcut până într-un punct. Mașinile astea se conduc un pic de încărcătură.
Da. Ea merge cu 100 de kg bine. Poate peste 100 de kg în benă. Eu zic undeva la 300 de kg trebuie. Da. Și cu presiunea în roți, în funcție de pe unde mergi. Să ne înjură oamenii ăștia un pic. Acum să ne înjure și urmăritorii noștri. Merge mai ușor să ne ordărim. Să nu-i băgăm pe oamenii șanț. Dacă erați într-o pădure din Oltenia, erați dezbrăcați acum. Mergând cu mașini din astea, acum înțelegi pe americani, pe australieni, de ce și le cumpără și de ce le plac atât de mult. Îmi place și mie, îmi plac și mie mașinile de viteză, lipite de șosea. Dar n-ai ce căuta pe aici. Te limitezi la șosea. Da. Ce zici, ești cetățen care taie lemne. Sper că nu fură lemne. E spornațional asta, nu-ți mai știe nimeni. Unde se termine și unde începe. Țavă mașina asta. Acum o chestie ciudată la sistem, exact ce ziceam despre sistemul ăsta de climă. Vrei mai răcoare? Nimerește liniuța aia, să vedem. Asta, exact. Trebuie să lași mașina. Un dezastru. Să reduci viteza. Bă, dar ce se întâmplă în spațiul ăsta de vână? Unde ceva? Aici este un... Da, ori un poligon de tragere, nu dau seama ce e aici. Dă-i în dreapta pe aici. Prin pături și pe drumuri din ăștia. Da, mai mult mă bag cu canamul pe aici. Asta e traseul meu de mers cu canamul. Îmi place mult când e zăpadă. Deși nu prea am avut parte de zăpadă, am ieșit cu el prin zăpadă. Ți-am trimis și atunci filmulețul. E un traseu destul de lung aici, să știi. Îmi place mult să merg cu ea pe aici. Și tu oricum ai mers gentil cu ea. A, nu știi că mie nu-mi place să apuzez de mașinile puse la dispoziție la final. Adică mergi cu ele în limite, cum ar merge un om obișnuit, știi? Da? Da, mașina poate mult mai mult și... Tare, totuși, de planta nimic. Sunt, să știi că sunt și zonă. Păi ia, uitați-vă și voi, nu? Ha? Vă plac? Bă, uitați-vă ce tuning au. Am două, tot. Și în pădure găsești Volkswagen în România. Da. Să știi că nu-mi place focalizarea la iPhone-ul ăsta. Am văzut că se chinuie la focalizare. Poți să mai întorci pe noi, să ne mai apărăm și noi, știi? Așa. Că nu poate să facă ce face Samsung, știi, să întorci decât cu altă aplicație, care nu are stabilizare. Oh. Adică, tot felul de chestii de-astea de... iPhone-ul e un fel de BMW, părerea mea. Îți place sau nu-ți place? Sau îl urăști? Nu, face unele lucruri foarte bine cu numai el le face, dar doar pe ele. Da, dar ca pachet să știi că mie îmi place mai mult Samsung. Și mie. Dar asta e mai versatil și mai versatil, e mai okay. User friendly. Pe partea asta de filmări, mai ales pe montaj, pe editare, pe ce mai fac eu cu el, știi? Dar, de exemplu, clipurile filmate cu Samsung au capacitate, sunt mai mari. Depinde de codec. Ocupă spațiu mai mult, dar de încărcat în pe online. Se încarcă mai încet din Android, se încarcă mult mai repede, deși sunt mai mari, se încarcă din Samsung, din iPhone, care sunt mai mici ca format, ca dimensiune. Aplicația. Mai optimizată. Mai bine sau... Păi, da, stai puțin, YouTube-ul nu ia lui Google? Ba, da. Despre ce vorbim? Da. Ar fi culmea să...
adică la un clip filmat cu iPhone îmi stă și câteva ore să-l urci. Pe când din Android minute. Minute. Cum o luăm, la dreapta sau tot în față? Putem să mergem în față, e în linie dreaptă, sau putem să mergem și în dreapta. Hai în dreapta. Hai să mergem în dreapta. Ieșim puțin prin pădure. Bă, ce cățel simpatic. Zici că e oaie. De la spate. Se bagă prin namol. O, sunt doi. Ia uite. Doleilor. Hai bă, bagă-te și tu după el prin namol. Am făcut o mică pauză în pădure. Admirăm viorelele, acești adevărați vestitori ai primăverii, și să ne mai învârtim puțin în jurul Fordului, pentru că o să urmeze niște imagini care o să le vedeți cu bățul filmate, cu bățul Insta 360. Am murdărit-o puțin, dar nu ne mai pomenit. Îi stă bine în pădure, așa, nu știu, într-un habitat din ăsta natural. Am schimbat locurile. E genul ăla de mașină de tot plimbă prin pădure, pe bune zic, n-are nicio treabă. Orică mers pe stradă, orică și pe câmp, orică și în pădure, ea merge. Da, e chiar ok aici. E și albă, nu se văd grieturile. Foarte interesant torpedoul ăsta de sus. Al doilea torpedou. Pac. Și torpedoul principal aici. Buzunare ok la ea, destul de mari. Deși să știi că nu intră sticlă mare, le-ar fi plăcut mai mare. Cup holder-e totuși micuțe. Take-up. Cred că e ultimul criteriu rafinament la take-up. Thank you.
să știi că plioare multe pe aici. Serios? Da. Vara. E bine. E bine că sunt. Dar destul de confortabil, să știi, nu resimți hârțâierile astea, zdrângănelile rău. E care un balans din ăsta destul de bine calculat. Te găsește că pick-up-urile sunt, te penalizează la confort. Dar clar, cu ceva încărcătură chiar merge cum trebuie. Da, că se așează greutatea pe spate. Cum ia de spate ți-o pe ei. E igual. Aici am intrat în pădure. Continuă și pe asfalt traseul. Dar să știi că e foarte polivalentă, foarte, foarte polivalentă. Uite ce frumos balans. Păi asta zic, adică nu te hurduc când este rupă în două pe aici. Da, mi se pare controlată mișcarea. Știi efort să fac. Bravo. Să vedem în ce ne arată, nu ne arată camera, da. Decât senzorii. Mm-hmm. Era mișto pentru că genul ăsta de deplasare, e bine să ai camera, adică la o mașină din asta cumpărați-vă cu camere 360, nu faceți rabat de calitatea camerelor pentru că te ajută enorm. Ce faci că tu bine arătura oamenilor? Prefer să... Eu urcă, nu pijam așa, urcă cu două roți așa și cu două așa. Avantajele unui pic. Poți merge de la dreptul pe arătură. Ne scuzați, domnul Pământul aici. Dar îl ajutăm aici, că oricum e greu. Da, e marginea tarla, deci ori planta pe aici. Terenul ăsta ar trebui vânduci făcut case, că totuși își las la gol să plantezi. Ridichii. Deci știi că la anul ăsta, bă, că l-au arat, că până a fost arat. N-ai nicio treabă. Nu simte asta, nu simte. N-ai nicio treabă. Și totuși, e un 2 litri până la urmă, te-ai aștepta să n-aibă putere, dar are, eu... N-ai nicio treabă. Păi câte pe acolo e drum. Câte-mi și pe oriunde. Da. Hai să recuperăm și jeta, haide să mâncăm ceva, că Volkswagen... Și confort face ce trebuie. Atenție și cu AT-urile astea, HT-uri pe frânare, pe frânările de urgență. Nu sunt în elementul lor. Exact. Ai senzația că mașina e pe patine cumva, nu pe șine. Clar, sunt anvelope de sarcină, anvelope care rezistă la teren accidentat. Uite ce bune erau scaunele electrice. Aaaa, și tu acum. Da, când treci de pe, când treci pe asfalt, îți iei poziția de asfalt. Deci pe primul loc din mașinile filmate astăzi îmi plăcut cum merge audio, dar nu-mi plăcut cum arată, că se cunosc. Iar pe locul 2 e mașina asta, care chiar îmi place și cum merge, și cum arată, și ce are pe ea. Jetta e o
E un cel mai bun compromis de mașină cu spațiu și calitate și cu preț bun. Iar cealaltă nu mai contează. Ce consum crezi că o să scoatem la aia? Eu zic că sub 10. Nu te, nu umbla, lasă, nu, lasă. Scot lui năsisul ăsta care mă scoate din țărit. Eu zic că la mersul ăsta și prin pădure și un pic forțată avem 10, sub 10, 9 cu 3, 9 cu 7, ceva de genul. Cu a 6, 70, 80 la oră, n-are probleme. Nu pare supărat. Vreți totuși să știi că e interesant că motoarele astea de 2 litri care sunt comune cu turisme, cu cele de pe turism, adică sunt și pe turisme, pot suporta astfel de reglaje încât să meargă pe mașini de genul ăsta. E multă știință, părerea mea, și bine, și tehnologia a evoluat în sistemele de injecție, de management, de turbine și așa mai departe. Poate să mai adauge doar filtre pe ele, altceva ce să le mai fac. Asta trebuie să o conduci ca pe un camion. Așa, poți să mergi subturat, poți să mergi cum vrei. Da, asta e... N-are nicio problemă, exact. Zici că nu e manuală, zici că schimbă singură, dar... Poți intra 5 și mergi... Exact. 10 km la 5. Uite, frânez, merg cu a 5-a. Nu are nicio treabă, da. O las ușor să nu... Cuplu, optimizarea și rapoartele ei. Foarte... Când ești la turație joasă, e bine să nu accelerezi foarte tare, să nu bagi turbina în sărci. Să ai progresiv, așa. Da. Suntem la 70, o dăm pe a 6. Da, are nicio problemă. Dacă vrei să mergi la consum. Ce nu m-am prins încă, cum face regenerările, nu... Încă nu m-am prins. E posibil să le fac în mers, pentru că eu dacă merg drum lung... Bă, dar chiar că asta e o chestie care pe... Eu tot timpul m-am întrebat așa... O mașină nouă, Euro 6, cu AdBlue sau fără. Odată cu kilometrii, va face regenerări mai dese? Sau ea face regenerările, cum le calculează ea, în funcție de stilul de mers, de numărul de alimentări, de porniri și așa mai departe? Păi, probabil depinde câtă cenușă reziduală ai în filtru. Că ea, pe măsură ce adună kilometrii, se depune acolo și nu se poate. Am văzut la asta de la am avut eu, că ele cam tot la kilometrii ei fac regenerarea, tot. Chiar dacă eu am ținut-o 30-40 de ani și i-a adunat kilometri, știi? Ar fi interesant de studiat pe și de întrebat cineva care a luat o mașină de nouă și a exploatat-o și a fost atent la chestiile astea. Cum le face din primii kilometri. Dar să știi că la Euro 6 cam tot sunt puși la punct pe partea asta de filtre de particule. Nu mai apar problemele de a apărea în trecut la Euro 4 cu DPF, acolo au fost cele mai mari probleme. Dar acum mult mai puțin oameni se plâng de problemele astea de DPF zăpăcite. Cred că s-au umblat și la motorină, că motorina contează enorm, cred că contează cel mai mult. Au învățat și ei, au adunat experiență pe parcurs și le-au remediat. Au adaptat și softul. Toată treaba e să nu mergi structurat și să nu întrerupi regenerare. Dacă ai întrerupt-o, nicio problemă. O întrerup și a doua oară, și a treia oară. Mi s-a întâmplat să întrerup de 3-4 ori regenerarea, fără probleme. Dar trebuie să o lași să termine. Da, eu știi ce mai cred eu că e foarte important așa, să nu turezi mult rece.
poți să o pornești să pleci cu ea de pe loc, dar până se încălzește un pic, mai ales până se încălzește uleiul, că de obicei și de regulă uleiul se încălzește mai greu decât antigelul, să o lași în, să nu sară de un 2500 de ture. Când totul e în parametri, atunci mergi pe între 2500 și 3500, 4000 și nu are nicio treabă. Da, dar spune motorul că e rece și se simte că o pune rezistență, că vibrează, că nu știu, se simte că e rece și n-ai de ce să-i dai. Da, dar vezi că multe din dieselurile astea din prezent rafinate nu prea mai au diferențe, nu prea le simți diferența asta de la rece la cald, adică doar că se aud un pic mai tare, dar demersia răspunde la fel. Sistemele de injecție sunt sofisticate rău și... Da, dar să știi că e bine și pentru, și pentru cutie să nu forțezi la rece. Clar, clar. Oricum, deci gândește că uleiul din motor se încălzește mai greu decât antigelul, dar uleiul din transmisie, care preia o căldură, care face căldură doar prin rotație, prin mers, dacă stai cu ea pe loc sau mergi încet, nu se va încălzi. Da. Bela, chiar mă bucur că am prins mașina asta, pentru că e o mașină interesantă, că ai făcut rost de ea. Și ne mai vedem pe aici în lunile viitoare, vine primăvara, vine și vara, se mărește ziua, avem lumină mai multă. Mă, și chelicion din astea, nu numai... Da, deci mi se pare perfect. Mi se pare, pentru că, din nou, la o mașină de asta de marf, de muncă, care va ajunge poate pe mâna unor angajați... Astea vor fi cele mai multe... Exact. Pentru șantier. Noi chiar suntem în discuție acum, pentru o flotă mare. Genul ăsta de mașină e în discuție. Nici de cum V6 automat, cu piele și nebunii. Sincer, nu știu câtă nevoie ai de V6-le. Nu-i contestă nimeni capacitățile și durabilitate și tot, dar ce nevoie ai de el? A, pe Touareg, da, clar. Nu are, Touareg, mă bucur că nu există 2 litri. Dar pe una din asta e de muncă. Da, dar te ajută la consum. Crede-mă, cel puțin cu 2 litri consum mai puțin decât... Zici? Da? La regimul meu, vorbesc eu, eu le-am comparat, le-am văzut. Eu consum cu 2 litri mai puțin decât cu V6. Și uite ce bine insonorizată e. Da? Se aude motorul, într-adevăr, na, e utilitară. Dar vântul care bate... Roțile nu le auzi. Și îți dita mai roțile. Da, e oarecum normal să n-auzi roțile pentru că e înaltă, regardă la sol. Oricum e bine să respectăm regulile de viteză în orice condiții și cu orice mașină. Ca să nu mai vorbim de siguranța unei astfel de mașini moderne. Pentru că avem airbag-urile, avem sistemele de asistență. Și avem șasiu sub noi. Da, bine. Partea asta cu șasiul e mai tristă în cazul unui eventual impact frontal cu o altă mașină. Sunt curios de ce consum scoatem cu ea. Acum când plecând de aici să-mi dai să merg și eu cu Jetta. Eu zic că 8,5. Zici? Da. Vedem acum unde se încadrează. Băi, pisic. Dai să spargem și bățul ăsta să nu mai stai aici. Ești cu a patra. Ai văzut ce simplu e? Ești cu a patra, cu așa. Mergi cum vrei, da. Mergi cum vrei, da. Asta e ușor de mers cu ea. Nu te scoți pe limbe, fără ambreiaj, n-ai din ăsta. Utilaj. Dar ce n-am mișto aici, la grob, tati? Da. Aici e. Aia acasă aici. Da. Am mers pe aici pe arător înghețată.
era pe arătură dezghețată. Eu cerem scuze domnului proprietar de teren dacă, vede, dacă nu aveam nimic plantat, știi? Mai știu eu pe unul de a intrat cu toaregul prin grâu unora pe la 12 pe acolo. Asta e grafă. Da, s-a scumpit pâinea din cauza aia. Da. Dar încă nu era nimic acolo. Da. Să dea cu discul și o să rezolvă. E o mașină, oricum, pick-up-urile sunt mașini mișto, să știți. Eu zic că merită să încerci odată în viață unul. Dacă îți găsești cumva și dacă îi găsești și utilitatea în stilul tău de activitate și de viață. Hai să vedem adevărat, nu? 7-8. Bă, zici că... Bă, 7-8? Da, 25 de kilometri. E rău, o fi bine? Cum o fi? Să ne uităm la clipul cu ăla de 3 litri, să vedem cât a scos, dacă l-a scos mai mult, mi se pare. Da, dar să știi că... Cred că a mers mai tare cu asta. Da, să zicem că da. Ce să mai... Noi am mers pe bucata aia unde era de nivelat și am mers încet. E adevărat că avem viteză mică în media acolo, da. Nu sunt mașini deloc rele. Da și voi un like clipului, un clopoțel, un abonează-te, că te vă așteaptă la... Dacă vă trebuie, dacă nu vă trebuie, nu vă trebuie. Porsche, București, România, ca să vă plecați cu astfel de mașini acasă. Ne vedem cu bine. Bye bye.